O zi de vară obișnuită, este luna iulie și ce ocazie fac eu video-ul ăsta. În luna asta s-a născut prietenul și vecinul meu pe data 20 iulie, Vasile Brescanu. Cine nu știe cine a fost Vasile Brescanu, eu pe scurt voi povesti. Luna asta, 20 iunie, el s-a fost să trăit, avea să împlinească 77 de ani. Cu părere de rău, după o boală grea, în 2010 el a decedat de boală cancer. Eram un foarte bun prieten cu el, permanent venea la mine, beam câte o bere, câte un pahar de vin și istorioara mea, în amintirea lui, fac acest... Eu în fiecare an fac un video ca amintirea lui de pe data 20. Noi suntem născuți într-o aceeași zodie amândoi, în luna de pe data de 22 iunie până pe data de 22 iulie este zodia Racului și noi amândoi suntem într-o aceeași zodie. Noi permanent glumim și ne zâmbim ocazia asta, când era el sănătos. Vreau să povestesc despre viața lui, ultimii ani care a trăit el aici la noi în sat și vecin cu mine. Eu am trăit alături de dânsul undeva aproximativ la 15 ani, care îl cunosc foarte bine. Soția lui, cine nu știe, soția lui a fost asta care ultima, a fost a patra sau a cincea, nu mă țin minte, o chema Maria, Marina. Cu această soție, despre primele soții, nu voi povesti, dar voi povesti niște istorioare așa mai delicate, care nu fiecare persoană știe despre viața lui. În primul rând, el a fost regizor de cinematografie, a terminat Institutul de Cinematografie din orașul Moscova, a lucrat la Mosfilm, o lecuță în Moscova, apoi a trecut în Moldova și a lucrat la Moldova film mai mulți ani. Despre filmele lui eu la sfârșit voi povesti, dar acum povestesc din viața lui personală, cum a fost el și cum a trăit ultimii ani a vieții sale. El s-a căsătorit cu soția lui Marina ultima. Ea a fost căsătorită cu alt bărbat, s-a divorțat și s-a căsătorit cu Vasile. Vasile la fel a fost căsătorit cu, până la dânsa, cu alt soție. El avea apartamentul undeva în Chișinău, a vândut apartamentul și a trecut cu traiul în satul Trușeni, adică unii eu sunt și acum. Și de atât așa am fost vecin. Ultimii ani ai vieții, el a locuit aici la deal, câțiva metri de la mine, undeva poate de, dacă să luăm, eu pot să mai târziu am să fac o mică vizită prin prejur la casa lui. Acum în casa lui locuiește, casa este vândută și locuiesc cu oameni străini. Eu zic Vasile. El a locuit aici lângă mine, a cumpărat o casă veche, avea pământ, foarte fericit era. E clar că cu banii el o ducea mai rău, trăia numai din pensie. Ce s-a ocupat el în ultimii ani când era la pensie aici în satul Trușeni. Permanent eu mă duceam la dânsul și el venea la mine. El la mine venea mai des pentru că eu în perioada aceea am avut magazin alimentar și el venea după producție și când venea la magazin, bătea la poartă și... întâlneam, mai stăteam de vorbă, mai beam câte o bere și așa mai departe. Și el ultimii ani mi-a arătat la calculator, avea cumpărat un calculator foarte vechi și făcea un scenariu de film. Eu țin minte că mi-a arătat câteva
texte din scenarist, el mi-a spus că deja are undeva 3 ani de când scrie acest scenariu. E clar că nu vă povesti eu din scenariu, pentru că s-a spus un video lung, așa pe scurt, informație. Cu ultima soție el a avut un copil care îl chema Nikita. Era foarte fericit, îi semăna în înfățișare lui, venea, când a crescut o lecuță mai mare, el venea la mine cu băiatul. Nu și mă punea să pui poezii. Soția lui Marina era din Rusia, din naționalitate rusoaică, născut undeva, era cu mulți ani mai mică decât dânsul. El a fost născut în 1940, Marina născut în 1960, dacă nu mă înșel, prin 67. Și puteți ocuti câți ani de săpire între ei. Dar îl sâmpăcau foarte bine, de multe ori a fost invitat la ziua mea de naștere, iată. Suntem într-o lume. El era foarte fericit cu dânsa. El era mai tânăr și e clar că el lucra. Dar să spun sincer, eu am mai făcut și alte videouri care am spus mai mult așa pe deasupra, dar acum să vă zicesc mai multe. Ultimii ani el cam îi dădea bătaie cu păhărelul din piscina. Vă închipiți, situația economică era rău, casa la dânsul a fost foarte veche. De multe ori cerea ajutor la mine, eu mai de multe ori împrumutat și bani și vedem și producție lui de magazin. În scurt, îl ajutam cu ce puteam. Niciodată nu i-am refuzat la cerea ajutor. Chiar și mai multe ori acasă am fost la dânsul, am ajutat. Ceva. El a săpat cu Marina lui o fântână în curte. Foarte greu i-a fost, eu a fost și am ajutat și eu câteva ori. N-avea cu bani, n-avea cu ce termina. Pensia lui, după cum îmi spunea el, eu nu știu mai la sfârșit, dar mai înainte el avea undeva 1000 de lei moldovenești, care astea erau foarte puțini. Nu i-a ajunge de trai, trebuia să plătească comunalii, trebuia să plătească, dar el avea calculator vechi, nu contează, avea internet, internetul trebuia. Și la un moment dat, el îmi spune că într-un nuță mindeană, și că un, la mine a fost o emisiune despre el acasă. Și mi-a spus, prăjesc, emisiunea asta pe canalul TVR1. Nu TVR, TVM, Moldova. Când m-am uitat pe emisiune, eu n-am înțeles nimic despre familia lui, despre curtea lui. Mai după ce am privit, el mi-a sunat și mi-a spus, ți-a plăcut? Eu am spus, da. El a spus că asta nu e emisiune, dar e bătaie de joc de despre mine. Mi-a spus, el a fost disperat de așa emisiune. Mai târziu, după ce a decedat Vasile, a fost un moș de meu, care toată viața a lucrat la Moldova Film și la fel a făcut un film despre Vasile Brescanu, despre viața, viața lui. Cu revedere, eu nu l-am privit, nicătând că moșul mi-a promis că mi-a dat caseta. Și până ziua de azi mi-a dat, tare zile să am caseta aceea. Lui ultimii vreo 5-6 ani, el înainte de deceta, foarte fericit era cu băiatul ăsta, cum spune Nikita. El învăța la un liceu la noi în Chișinău, vară permanent, până
Să nu știu băiatul ei cu Marina, plecau chiar biciclete de la Marea Neagră, era foarte bunjos, foarte energic, era, avea fantazii, era un om foarte, de multe ori am plecat cu dânsul la pădure după ciuperci, tot drumul, o zi întreagă am mers pe drum, mi-a povestit despre lucrul lui, cum a făcut filme, unde a filmat, cu ce actori a lucrat, foarte interesantă persoană pentru mine. Fiecare dată când mi-aduc aminte, îmi dă lacrimi. Ce să mai spun eu despre dânsul? Când am aflat eu în 2010 a decedat, nu vine a crede, el în glumă când venea la mine, permanent îmi spunea că eu am el, adică să trăiască 100 de ani, pentru că trăiește viața în plin, adică lucrează fizic, merge pe jos cu bicicleta. Unicul lucru ce era la dânsul, cam ultimii ani, bea băutură spiritoasă mai des, dar mulți moldoveni beau. Dar nu s-a îmbolnăvit despre asta, el a decedat cu tot o altă boală, mult cancer. Mi-aduc aminte că când s-a îmbolnăvit, am auzit și eu la vecini, am dus la dânsul acasă, a ieșit soția lui Marina, a spus că eu vreau să-l ved pe Vasile. Ea a spus că el e într-o stare foarte neplăcută, arată rău și nu dorește să vadă la un moment pe nimeni. Orice persoană vine, ea nu-l primește, nu vrea să vadă cum arată el în moment bolnav. Eu am înțeles istoria asta și cu scârbă am plecat acasă. Pe data de 10, în 2010 el a decedat, data nu țin minte, nu contează, era iarnă, foarte prietenii lui a ajutat să fie înmormântat și el a fost înmormântat la cimitirul armenesc din orașul Chișinău. Și aici, pe